Trebuie să sunăm și voi. Bun. Uitați că un astfel de proiect, o astfel de campanie pentru femei este inițiată de un bărbat. Cum altfel? Avem foarte multe proiecte împreună, toate sunt importante și proiectele pe care le derulăm cu ActiveWatch, toate își propun să schimbe ceva. Sperăm ca acest proiect să reușească, ceea ce de foarte mult timp discutăm cu toții, dezbatem, reușim să punem pe tapet, reușim să atragem atenția, dar pași concreți s-au făcut puțin până acum, în schimbarea mentalității, în schimbarea atitudinii față de ceea ce trebuie să reprezinte femeia, față de ceea ce trebuie să fie rolul femeii în societate, rol profesional, rol social. Ați prins un moment bun. Este clar că activitatea aceasta la nivelul ONG-urilor, la nivelul reprezentantelor clasei politice, mediului privat, este febrilă în ultima perioadă. Tot mai des auzim vorbindu-se despre egalitatea de șanse, despre discriminarea de gen și cum am putea să combatem această discriminare și ca o femeie ce sunt și ca o femeie care activează într-un domeniu în care performanțe până acum a apărut că fac bărbații, pot să spun că foarte multă vreme eu personal am negat discriminarea. Am legat un lucru evident, că principiul că ceea ce nu recunoști nu există. Însă, după ani de zile, am decis că este momentul să recunosc și să mă implic în combaterea discriminării femeii în politică și, în general, în combaterea discriminării de gen. Dacă ne referim la situația femeii politician, aș spune că da, mai puțin are probleme o femeie politică cu colegii de partid și mai degrabă are probleme cu felul în care este portretizată de mass media. Adică, în rândul colegilor, găsești mai ușor suport, cei care spunem că au o abordare care poate fi caracterizată ca discriminatorie, sunt mai degrabă reprezentanții mass media. De aceea cred că este un motiv în plus ca această campanie să fie susținută și este un argument pentru care tipul acesta de proiecte trebuie să fie să aibă suportul nostru al femeilor în primul rând, dar și a tuturor celor care se implică în proiecte de societate. Aș putea să vorbesc din experiența proprie, din experiența colegelor pe care cu siguranță cele care sunt aici vor putea să împărtășească elemențele despre experiența proprie, însă cred că ea este o experiență care se poate generaliza la nivelul societății. De foarte multe ori, problema este la noi. De foarte multe ori acceptăm discriminarea pentru că așa am fost educată. Dacă mai devreme spunea cineva că nici nu ne dăm seama de situațiile în care apare discriminarea, asta vine din modul în care, sau din educația pe care am primit-o, femeile, fetele, din ele sunt educate în familie lor, să accepte foarte multe situații care sunt discriminatorii, dar să le accepte ca pe un dat. Campanii de conștientizare, cu siguranță că vor schimba aceste lucruri și femeile tinere de astăzi, care se vor implica sau care vor vedea aceste campanii, la rândul lor vor ști să-și educe fetele altfel. Sper ca în urma acestui proiect, cei care vor da importanța cuvenită problema discriminării de gen în societatea noastră să fie tot mai mulți. Sper ca în urma acestui proiect să vedem la televizor pe post de hoste sau, nu știu, domnișoarele care sunt
însoțesc prezentatorul unei emisiuni, sunt asistente, așa, să vedem și asistenți, iar în emisiunea în care se dezbat subiecte serioase, politice, economice, să crească ponderea femeilor în detrimentul bărbaților, așa cum sper ca și Guvernul României, vedeți că niște pași se fac, avem deja 3 femei, nu știam că reprezentăm 12%, dar vă asigur că 12% femeile din Guvernul României fac 60%, dar sper ca pe viitor, totuși, și numărul femeilor din Guvern să crească. Uitați că la 6 luni mai vin o femeie în Guvern, deci mai avem timp să sărim peste acest prag de 12% și la fel și la nivelul Parlamentului României, Parlamentului European. Oriunde vorbim de femei care fac performanță în politică și eu cred că experiența, oricât de mult ar vrea unii să o ascundă, să o ignore, experiența noastră arată că femeile în politică, la fel ca femeile în alte domenii, reușesc să fie cel puțin la fel de bune precum sunt bărbați. Trebuie doar mai multă deschidere din partea celor care le evaluează. Vă țin unii și mă implic personal mai mult decât cu această semnătură în acest proiect. Cred că doar prin participarea fiecăreia dintre noi putem reuși cu adevărat să mișcăm lucrurile. Așa cum la început v-am spus, am participat la o mulțime de simpozioane, seminarii, dezbateri, discuții, unde fiecare vine, își spune oful, ne plângem una pe umărul celeilalte și plecăm de acolo cu convingerea că, mă rog, ne-am făcut datoria, dar știind că până la urmă lucrurile nu se schimbă doar cu atât. De aceea este nevoie și de mai multe evenimente, dar este nevoie de proiecte care să influențeze concret atitudinile.